Cei care doresc un loc de muncă pot consulta oferta la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Maramureș, în cadrul unei mini burse a locurilor de muncă ce va avea loc joi 15 noiembrie de la ora 10. Acțiunea se desfășoară la cererea unui agent economic care activează în domeniul comerțului. Evenimentul se va desfășura la sediul AGOFM Maramureș din Baia Mare. În cadrul acestei mini burse sunt oferite 10 locuri de muncă. Interesul pentru domeniul drogurilor a crescut simțitor în ultimii ani, mai ales în rândul tinerilor. Ca urmare, ieri, un ofițer din cadrul compartimentului de analiză și prevenirea criminalității, împreună cu specialiști din cadrul Centrului de Evaluare și Consiliere Antidrog Maramureș și ai Serviciului de Ajutor Maltez, au răspuns curiozităților elevilor Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Baia Mare. Aspectele prezentate privind efectele nocive ale consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice au fost completate cu informații privind clasificarea drogurilor, instalarea dependenței, plantele etnobotanice și riscurile în plan infracțional asociate consumului de droguri. Activitatea de ieri este partea campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, care se derulează în perioada 1-19 noiembrie în unitățile de învățământ și în care poliția s-a implicat cu responsabilitate și cu speranța clădirii unei generații frumoase. Nicolae Suciu, mărturie istorică de la Marea Unire. Aceasta este tema expoziției ce va fi vernisată marți 20 noiembrie. Evenimentul ce va începe la ora 17 este dedicat anului centenarului, dar este și un cadou pe care artistul Nicolae Suciu îl face publicului iubitor de artă. Expoziția va avea loc la Galeria de a Uniunii Artiștilor Plastici din Baia Mare din Bulevardul București, numărul 6.